Salutare lor și bine v-am regăsit la un nou episod din vlog. Astăzi, iarăși, avem de montat o navigație, o cameră spate, pe un Passat CC de data asta. Avem deja o navigație, e cred că ceva mai veche, după cum arată butoanele aici. Probabil e un model mai vechi și avem de montat ceva mai nou, ceva de generație mai nouă și să-i schimbăm camera pe spate, care oricum nu mai funcționează și oricum este o cameră destul de ieftină. Și o să-i montăm ceva mai performant. Bun. Ca să ne apucăm de treabă, avem navigația nouă. O să o desfacem și pe asta în curând. După cum se vede aici, Mirror Link, Full HD, Google Play, GPS, Wi-Fi, YouTube, etc. Este un quad-core cu 16 GB, cu RAM DDR3, Full HD, toate opțiunile, equalizere, etc. Și pe lângă navigația asta avem o cameră spate și avem și o cameră DVR care să o montăm la oglindă sau, mă rog, lângă oglindă, care o să înregistreze. Camera asta spate chiar ne-am apucat să dăm bara jos. Camera veche era modelul ăsta, cred că îl știți cu toții, clasic, care se montează așa. Era montat aici. Ideea este că nici nu funcționează, nu mai funcționează. Noi o să dăm bara jos ca să montăm o altă cameră, un model mai finuț, să zicem. Este o cameră de genul ăsta care se montează în bară și vine așa. Este un pic mai puțin decât cealaltă, e puțin mai finuță, pare mai OEM, da? Plus că trebuie instalația trasă și ea mai pe lângă, nu prin zona asta pe la far pe aici, să o tragem mai pe jos ca să nu încurcăm firele la far. Dar acum trebuie să dăm bară jos, oprim filmarea, că nu putem să dăm bară jos și să filmăm în același timp. Oprim filmarea, dăm bară jos, ne apucăm să montăm camera aia și revenim cu camera montată și când ne apucăm să schimbăm navigația. Gata, dulăilor, avem navigația nouă instalată. Îmi cer scuze pentru amprente, dar sunt de la montaj. Arată cam ca cea veche, dar doar estetic, pentru că de fapt nu este deloc acea veche. Hai să o aprindem un pic. Avem o navigație 2020. Dacă intrăm la settings, about, avem mobile network, se vede, da? E cu 4G. Bun, avem 4 GB de RAM, 32 de GB internal storage și avem un procesor octa core. Da? Este o navigație mișto, foarte foarte responsivă, foarte rapidă. Bineînțeles că am montat și o cameră, un DVR, cameră care filmează în față, care se activează de aici. Camera filmează în față și dacă ieșim de aici, avem și, trebuie să punem contactul, avem și camera de mașalier, evident. Care vede în spate frumos. Senzorii sunt de fabrică. Camera este aftermarket, vă arătăm imediat și pe aia, că arată foarte bine față de ce era înainte, față de aia pătrată. Bineînțeles că avem radio, avem Bluetooth, avem navigația, Maps cu iGo instalat, preinstalat dinainte. Da? Avem hărțile. Aici avem Bluetooth, putem să conectăm un telefon. Foarte important, avem și equalizer. Putem să ne jucăm cu sunetul foarte bine, foarte mult. Poziția, bass boost, foarte multe setări, zona, filtru de bas. Și pe lângă toate opțiunile care le are, cea mai mișto parte este Mirror Link-ul. Avem aici un S21
da? Și același meniu din S21 îl avem în navigație, da? Putem să folosim toate aplicațiile din telefon direct pe navigație, fără să mai atingem telefonul, se conectează din telefon, ne conectăm prin aplicația T-Link și avem telefonul conectat până când ne deconectăm de la el și atunci s-a deconectat de pe telefon, da? Am deconectat Wi-Fi-ul și s-a deconectat Mirror Link-ul. Și mai avem o aplicație frumoasă, Car Settings, care ne arată temperatura de afară, combustibil, curent și mai multe detalii pe care oricum le aveam în bord, le avem și în navigație acum. Prin CAN ne citește toate informațiile din mașină și ne dă și nouă aici niște informații direct pe navigație. Am zis că vă arătăm și camera nouă. Este ascunsă aici, chiar trebuie să-i dăm ăsta jos, că de-aia se și vedea un pic în ceață. Puțin murdară mașina, dar nu-i problemă. Avem camera asta nouă. E mai ascunsă acolo, e pe mijloc în primul rând, acum nu mai este aici unde era pusă cealaltă, arată mult mai bine asta. Și cam asta a fost, ați văzut navigația, ați văzut camera, ați văzut și camera față, foarte multe opțiuni. Cam asta a fost tot, pe data viitoare, baftă dulăilor!